intervenție video transmisă de către domnul ministru Ciprian Sergiu Teleman pe parcursul zilei de astăzi nouă organizatorilor, dânsul fiind astăzi în deplasare în străinătate și prezența fizică i-a fost imposibilă chiar și în camera noastră virtuală. Cu sprijinul lui George și al Teodorei vă rog spotul video declarația domnului ministru Ciprian Teleman. Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Să-l ascultăm. Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație. Îmi pare rău că nu o să pot asista la toate discuțiile de astăzi, dată fiind tema atât de curajoasă a întâlnirii de astăzi. În câteva cuvinte, suntem în momentul de față, înaintea, așa cum am mai spus-o, unui șantier foarte important pentru România, atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri, cât și pentru administrația din România. Un șantier important pentru că la finalul lui spațiul digital românesc va arăta cu totul și cu totul diferit. Asta în sens bun. Adică Bună ziua, și mulțumesc frumos pentru invitație. Îmi pare rău că nu o să pot asista la toate discuțiile de astăzi, dată fiind tema atât de curajoasă a întâlnirii de astăzi. În câteva cuvinte, suntem în momentul de față, înaintea, așa cum am mai spus-o, unui șantier foarte important pentru România. Atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri, cât și pentru administrația din România. Un șantier important pentru că la finalul lui, spațiul digital românesc va arăta cu totul și cu totul diferit. Asta în sens bun, adică ne va ușura multe dintre lucrurile pe care acum le facem cu suficient efort și stres și unor și cu nervi. Dar un lucru pe care îl repet cu riscul de a mă autoplagia, dar am învățat în anii de business că un lucru trebuie repetat de cât mai multe ori pentru a fi luat în considerare. Se referă la convingerile care ne-au adus la avea ce avem acum și mai mult decât atât de a nu fi de a nu fi mulțumiți de ceea ce avem. E vorba de patru convingeri limitative pentru planurile pe care le avem de aici în continuare. Numărul unu este gândirea teritorială, teritorialitate, adică nevoia, dorința de a avea lucru tău, cum spun ardelenii. Asta a dus la acest spațiu insular. Pe care îl reprezintă mediul digital din România. Instituții cu infrastructuri, cu aplicații utile, multe dintre ele, dar care nu sunt interconectate și care nu generează o preluare a efortului pe care noi, cetățenii sau mediul de afaceri, antreprenorii, îl facem pentru a obține anumite servicii din partea statului. A doua gândire limitativă o reprezintă reactivitatea, anume căutarea de soluții atunci când nevoia devine acută. Și nu gândirea proactivă care ar duce la conceperea unor soluții în tihnă, în liniște, punând accent pe. Calitatea experienței utilizatorului, lucru care se obține prin consultarea celor care vor fi beneficiari a acelor, acelor aplicații. De asta avem în momentul de față aplicații greoaie, care nu generează un anumit magnetism pentru utilizatori. Totdeauna avem nevoie de instrucțiuni, unii ajung să fie specialiști în acele aplicații, ori nu e asta ce ne dorim și aici, cum spuneam, putem învăța foarte mult de la mediul privat. Felul în care mediul privat își dezvoltă aplicațiile ținând cont și ținând aproape de feedback-ul de la utilizator. E un lucru care va trebui să devină obligatoriu atunci când administrația își va dezvolta produse digitale. Al treilea lucru, competitivitatea, și anume, anume dorința de a avea ceva mai bun, mai bun, mai bun. Ca și cele de dinainte, această convingere limitativă generează costuri foarte mari pentru administrație. Ori acest lucru ar trebui înlocuit cu colaborativitatea, cu înțelegerea faptului că digitalizarea este un subiect transversal care privește întreaga societate, nu numai administrația, și atunci, în uh, conceperea arhitecturii, trebuie implicați toți actorii afectați, atât administrația cât și cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri. Și a patra gândire limitativă este opacitatea instituțională. Modul în care administrația și-a conservat datele pe care le-a le obținut, le-a generat în timp din interacțiunea cu cetățenii, cu mediul de afaceri sau alte categorii de date pe care administrația le deține, și care date, o parte dintre ele, ar trebui să se întoarcă către societate, către terți, către diverse entități. Care, din analiza lor, să genereze politici publice mult mai coerente, bazate pe date, și să ajungem să avem o guvernare bazată pe date, data-driven. Acum, PNRR este în etapa de detaliere a costurilor cu echipe de experți de la Comisia Europeană, etapă care va fi încheiată probabil în câteva luni și apoi vom avea un acord final pe cele patru axe pe care ministerul le coordonează în privința digitalizării. Între timp nu stăm degeaba pentru că unele lucruri nu depinde banii din PNRR, cum ar fi Îmbunătățirea și completarea legislației care să ne ajute să avem un spațiu digital corespunzător, și de asemenea unele proiecte care sunt de mult așteptate. Aș putea să vă spun că există o echipă interinstituțională care lucrează la proiectul e-facturare. Sunt mulțumit de modul în care avansăm și promisiunea este că începând cu ianuarie 2022, România va avea. Un sistem de facturare electronică care va fi funcțional, cel puțin pe axa business-to-business. Business. Vă doresc o, o întâlnire creativă cu multe idei bune, și care, pe care, dacă le vom colecta și le vom privi cu intenția de a înțelege, să fie o bază bună pentru ce avem de făcut de acum încolo, și vă mulțumesc frumos pentru invitație